Odată a venit în Sfântul Munte și umbla pe la mănăstiri un tânăr în vârstă de 16-17 ani pe care îl chema Gyorgaki. La vârsta de trei ani fusese dus de părinții lui la o mănăstire budistă din Tibet, înaintase mult în yoga și ajunsese un vrăjitor de săvârșit, putând să cheme pe oricare diavol voia. Purta centura neagră și știa foarte bine karate. Cu puterea satanei făcea tot felul de demonstrații care pricinuiau uimire lovea cu mâna a pietre mari și le sfârma ca pe niște nuci. Putea să citească și cărți închise. Spărgea alune în palmă, arunca cojile, iar miezul rămânea lipit de mână. Niște monahi l-au dus pe Gheorghe Achi, la Panaguda ca să fie ajutat de stareț de cuviosul Paisia Gheoritul. Când a ajuns acolo, l-a întrebat pe stareț ce puteri are și ce minuni poate face. Atunci starețul i-a răspuns că însuși nu are nicio putere și că toată puterea este a lui Dumnezeu. Gheorghaki, vrând să-și arate puterea, și-a concentrat privirea spre o piatră mare care era la distanță și a făcut-o bucăți. Atunci starețul a făcut semnul crucii pe o piatră mică și a spus să o spargă și pe aceea. El s-a concentrat și a făcut vrăjile lui, dar nu a reușit să o spargă. Văzând aceasta, a început să tremure, iar puterile demonice pe care credea că le stăpânea, neputând sparge piatra, s-au întors împotriva lui și l-au aruncat cu putere în cealaltă parte a râului. Starețul a mers și l-a găsit într-o stare jalnică. Altădată povestea starețul, în timp ce discutam cu el, s-a ridicat deodată, mi-a prins mâinile și mi a întors la spate. Să vin acum să te scape Hagi Efendi dacă poate, mi-a spus. Am simțit aceasta ca pe o hulă. Atunci mi-am tras puțin mâinile și l-am aruncat cât colo. După aceea a sărit în sus și a vrut să mă lovească cu piciorul, dar piciorul lui s-a oprit lângă fața mea ca și cum ar fi întâlnit o piedică nevăzută. M-a păzit Dumnezeu. În acea noapte l-am oprit și l-am pus să doarmă în chilia mea. Dar diavolii l-au luat și l-au târât până jos în părâu, unde l-au bătut pentru nereușita lui. Dimineața a venit într-o stare jalnică, rănit, plin de spini și pământ și mi-a mărturisit. M-a bătut satana pentru că nu am putut să te biruiesc. Starețul a convins pe Gheorgheachi să-și aducă toate cărțile lui de vreștorie și de ars. Apoi l-a ținut puțină vreme lângă el și l-a ajutat cât timp acela a făcut ascultare. După aceea starețul, interesându-se să afle dacă Gheorgheachi este botezat, a aflat chiar și biserica în care s-a săvârșit botezul lui. Gheorgheachi, cu tremura de puterea și harul starețului, voia să devină monah, dar nu a putut. Starețul folosea cazul lui Gheorgheachii ca să arate cât de mare este înșelarea celor ce cred că toate religiile sunt egale, că toate cred în același Dumnezeu și că nu există nicio diferență între monahii tibetani și cei ortodoxi.